Bună ziua tuturor celor cu soare, lună, Venus ascendent, cu nodul nord în vărsător. Sunt Arotela, voi face etalarea pentru martie 2020. Din păcate n-am putut pentru februarie, din motive serioase. Dacă vă supărați, eu știu, sper să vă treacă și sper că această etalare să vă aducă vești frumoase, vești bune suficient cât să treceți peste faptul că n-am putut să fiu alături de voi, deși mi-am dorit, luna trecută. Am pregătit deja câteva cărți, le-am amestecat, le-am lăsat să se arate și unde să vă povestesc ce sfaturi ați primit din seria cărților de oracol ale lui Dorin Vorciu. Ați primit practică. Practică. Trebuie să practicați ceva, probabil, dacă vreți să vă angajați într-un domeniu, să vă îmbunătățiți îndemânarea, abilitățile, eu știu, calitățile profesionale, eventual și artistice, pentru capru l-am dat și artistul, dar invers. Adică trebuie să mai lucrați, să mai dezvoltați niște lucruri care țin de finețe și nu știu de ce, poate spuneți voi. În acest moment, această carte îmi sugerează și o comunicare, o comunicare pe calea sunetului și o comunicare subtilă, elegantă, chiar artistică. Poate trebuie să comunicați cu cineva într-un fel mai diplomat, mai elegant. Totuși, cineva cântă la un fluier și cântecul este o comunicare și nu degeaba a apărut și artistul mai devreme și artistul comunică. Și totuși, la capătul, ia uite, și iar a vrut să se arate artistul, da? La capătul setului de cărți aveți și nutriție. Posibil, unii dintre voi, pentru că nutriția reprezintă semnul fecioare și casa a șasea sănătății, sunteți îndemnați eventual să practicați niște tehnici în care vă îmbunătățiți sănătatea și prin nutriție, dar și prin terapie cu artă. Știu că unii sunt contra, n-au încredere, dar chiar este puternică această terapie. Mesajele de dragoste de la îngeri vă anunță că dragostea face diferența. Sper ca în martie și lunile următoare, ceea ce veți experimenta să vă facă să simțiți această diferență. Eventual, relaționați cu cineva și vă dați seama că persoanele din trecut nu v-au făcut să simțiți dragostea așa cum simțiți sau cum veți simți sau ați început să simțiți în ultima vreme. Aveți numărul 31, poate acesta vă spune ceva. La capătul setului, ia uite, și 30. Vai, ce frumos! La capătul setului de cărți, dați-vă șansa la dragoste. Cu cine o fi, vom trăi și vom vedea. Dați-vă șansa la dragoste. 2 și 3, 5. 5 înseamnă schimbare. Dar aveți nevoie să comunicați, pentru că este 3 după 2, dar 2 înseamnă o relație. Comunicați în această relație și veți vedea că dacă dați șanse dragostei, de-aia probabil că trebuie să practicați un anume tip de comunicare. Acum, depinde ce planetă aveți. Dacă aveți planete în pești, fiind vărsător, s-ar putea să fiți mai artistici în abordare. Dar dacă nu aveți planete în semn de apă, ca orice semn de aer, posibil să fiți un pic mai sobru, să zic. Încerc să folosesc cuvintele cu grijă. Interesant este că, interesant, este frumos. Mai ce obicei mi-am făcut cu interesantul ăsta. Este frumos, ia uite. La capătul setului de cărți, după ce vă dați șansa la dragoste, dragii mei, aveți o dragoste adevărată, de care trebuie să vă bucurați. Dragoste adevărată. E acel sărut, îmi place foarte mult cartea asta și mai sunt încă vreo două, trei care îmi plac la nebunie. E acel sărut care îl trezește pe Dumnezeu. Simțiți că sunteți ființe divine, sunt divine.
Poate exagerat spus, simți suflu divin în voi în momentul în care vă bucurați de această dragoste adevărată, da? Dragostea face diferența, dragostea adevărată. Și pentru asta trebuie să fiți în prezent și să visați la viitor, cum arată cartea următoare, 30, 40, da? Eventual, interesant că 10, sunt 10 numere diferență între 30 și 40, poate e bine să proiectați ce ați putea clădi împreună cu această persoană peste vreo 10 ani? E interesant mesajul care vine. Pentru că voi sunteți avangardiști în gândire. Voi, noi, în fine, cei cu planete învărsători, și am și eu destule. Acest Uranus ne face și vă face să vedeți în avans ce s-ar putea clădi frumos în acest context, da? Dragostea face diferența. Dați-vă, dar trebuie să vă dați șansa la această dragoste, pentru că va fi, este o dragoste adevărată. Poate ați primit semnale, poate de acum încep aceste semnale, iar poate ce mai citiți, ce mai aflați în jur la alți tarotiști, la tarologi, astrologi, eu știu, sau și mesaje pe calea muzicii, da? Asculți o melodie și îți dai seama că mesajul este de la divinitate pentru tine, din partea cuiva. Da? Din partea, tocmai te gândeai la X și apare o melodie și versurile îți transmit ceva. Că tot vorbim de sunet, de muzică. Din seria Spiritelor Animalelor aveți fluturele. Aici este a doua carte în seria cărților cu semnul alchimic al aerului. Sunteți voi, semn de aer. Sau cei cu planete în semn de aer, în semnul vărsătorului. Dar sunteți voi care începe să vă transformați. Pentru că, sau vă veți transforma, intrați într-o perioadă de transformare dacă vă dați șansa la dragoste. Și această dragoste adevărată întotdeauna, întotdeauna transformă. Bine, ne transformă și celelalte, dar într-o direcție negativă, într-o direcție eventual, de multe ori, care ne depărtează de esența noastră. Din acest motiv sunt aceste lecții. Tocmai ca să suferim și să ne dăm seama că, de fapt, ceea ce am experimentat sau ne-am dorit la un moment dat nu este exact ceea ce este sănătos pentru noi sau pentru creșterea noastră sau pentru bucuria noastră sufletească. Fluturele. Ascultați, căutați acolo în playlist, am o poveste foarte frumoasă spusă anul trecut între Psihe și Eros. Și vorbesc despre Eros pentru că la capătul setului de cărți aveți peștele. Peștele care este un simbol și spiritual și erotic. E similar cu trei de cupe, să zicem, similar. E a treia carte în seria cărților cu semnul alchimic al apei. Dar nu are nicio legătură totuși cu trei de cupe. Dar dacă ar fi să-l asociez, aș putea să zic că cel puțin în acest moment, cu aceste cărți, îmi sugerează faptul că aveți o mare bucurie emoțională. În momentul în care vă întâlniți cu acest personaj sau în momentul în care va apare această situație, poate situație, dacă nu e personaj, da? Simțiți că ați prins acel pește de aur, peștișor de aur care vă împlinește dorințele. Că ieșiți și voi și ei, poate aveți de-a face cu un semn de apă, unii dintre voi, dar nu e obligatoriu. Poate aveți planete, cum am zis mai devreme, în semnul peștilor și acel Neptun care este vă ajută în transformarea voastră. Da, știu, este și Mercur retrograd, dar nu o să fie tot timpul, o să treacă. De-aia zic că, cred că sunteți deja unii într-un proces de transformare. Începe să simțiți altfel. Poate mai creativ, poate mai spirituali, mai colorați, mai delicați, cum am zis mai devreme. În continuare, ce mai aveți aici?
Supeștișor aveți o albină. Albina, iar, semn de aer, dar are un simbol foarte frumos. Eu acum, în contextul acesta, o simt foarte creativă, foarte muncitoare, zburătoare, da? Păi și voi sunteți semne de aer și sunteți zburători, măcar mental, la nivel mental. Dar situația aceasta emoțională sau persoana în cauză vă stimulează creativitatea. Poate pentru unii să aveți de-a face și cu o persoană care este nu știu, pe scenă, într-un spot, persoană publică sau lucrează pentru un colectiv, neapărat publică, are un colectiv, e muncitoare, dar are un efect benefic. Albina lângă pește nu pot asocia decât alături de calități pozitive. Aici sunteți voi. Am zis, această situație, acest personaj vă transformă. Și totuși există un semn, un semn, un semn. Există cineva. Că-i foc, că-i aer, că-i iar. Sunt mai multe semne, deci nu pot să leg totuși de un singur semn. Există cineva în preajmă, în spatele lor sau al vostru. Există o hienă. Există o hienă. Este cineva care nu-și arată adevărata față. Sau poate, unora dintre voi doi vă este teamă să aveți de-a face, să vă înfruntați aspectul umbros al vostru, fricile. Și tot proiectați o latură luminoasă, dar vă feriți să exprimați și această umbră, acest întuneric, toți îl avem, sau să-l explorați, să-l analizați. În fine. Oricum, fluturele este simbolul sufletului. Sufletul vostru începe să se transforme. Ia uite și în continuare aici văd și un Liliac, iar moarte, transformare, moarte. Adică asta înseamnă renaștere. Am pregătit acest set pentru voi, pentru că în acest set imaginile sunt altfel și semnele de aer sunt un pic mai creative și asta îmi place mult mai mult. În tarotul clasic sunt prea sobre și nu pot să cred că toți cu semne de planete cu semne de aer sau în semnul vărsătorului sau ce mai fi, sunt chiar atât de sobri și de reci. Nu, chiar nu pot. Și evident că totul variază și în funcție de planetele personale. Au vrut să se arate două cărți înainte de a continua. Doi de pietre și patru de manuscrise. Similar cu doi de monede și patru de spade. Patru de spade care teoretic ar trebui să se vindece. Încă sunteți într-un proces de vindecare. La un moment dat am văzut și trei de spade. Dar încă sunteți într-un proces de vindecare, într-o situație și nu puteți alege. Nu puteți alege. Poate că aici semn de aer, semn de pământ, într-o relație cu un semn de pământ. Posibil. Dar nu puteți alege. Încă, eventual, sunteți în hibernare, în transformarea aceasta despre care am vorbit. Hibernare, să zic, emoțională. Sau situația. Ia uite, s-a deschis aici la asul de manuscrise. Aveți nevoie de. Ia uite și nouă, vă faceți griji și voi și ei. Aveți nevoie de adevăr, de luciditate. Și trebuie să mai așteptați cu acest Mercur retrograd. Ah, uite ce drăguț! Mercur, semn de aer în semnul peștilor. Da. Dar v-am zis, mie mi-a plăcut să citesc, așa am simțit să citesc cărțile altfel. Unii aveți nevoie să vă vindecați, că nu degeaba, degeaba a apărut nutriția. Acum, că aveți de-a face cu un semn de apă, unii dintre voi variază, dar nu toate semnele de apă vă vindecă, evident. Ia uite, unele vă creează confuzii. Dar totul depinde de planetele personale. Da, e bine să nu judecați zodiile, să nu judecăm zodiile. Oricum, cineva trebuie să se vindece sau să întâlnească un vindecător într-o formă sau alta. Ia uite ce frumos. Da? Ia uitați că aici lucrează cu albinuțele și v-a apărut albina. Poate, apropo de nutriție. Ah, ce interesant mesaj.
Apropo de nutriție, s-ar putea să fiți chemați să studiați un pic efectul mierii al tuturor produselor apicole, să le integrați în nutriție. Interesant mesaj. Și evident, nu doar în nutriție, și în comunicare, am zis comunicare mai dulce și spirituală, pentru că albinele au o conotație spirituală. Trei de oglinzi, iar trei de cupe, să zicem. Vărsător, Soare, Lună, Venus, Nodul Nord, Ascendent, în Vărsător, Martie, 2020. Ups! Phoenix, judecata. Trebuie să renașteți. Am vorbit de transformare. Uite ce frumos. Ce frumos se leagă, da? Și fluturile renaște, da? Și Phoenix-ul. Bine, acesta este Pluto. Probabil că aveți Pluto. A, Pluto în balanță. Depinde de generație. Dacă sunteți în anii 70 născuți, probabil cei cu Pluto în balanță sunt aspectați într-un fel sau altul. Sau acest mesaj este mai mult pentru cei cu Pluto în balanță. Hai să vedem. Visionary, ia uite. Cavalerul de manuscrise, cavalerul de spade. Dar ce frumos arată aici. Nu mai e bătăios, nu mai este dur. Da? Avem un vizionar. Apropo de ce am zis mai devreme, mulțumesc că se leagă mesajele. Trebuie să vedeți. Să vedeți în viitor. Susțineți pe cineva, susțineți-vă pe voi, dându-vă șansa la dragoste, la această schimbare. Această diferență, mai bine zis. Ok, hai să tem că vor cărțile să vorbească. Vărsător, martie 2020. Să vedem. Sper să fie de bine. 10 de monede. 10 de monede clasic simbolizează o căsătorie sau abundență financiară. Dacă dați de abundență financiară, fac o glumă, susțineți acest canal. 10 de monede. Poate ar trebui să folosiți și cristale verzi. Nu le știu, încă n-am studiat cristalele chiar atât, o să în profunzime. Probabil că o să vină și vremea aceasta. Ar trebui să studiați cristale, să vă atrageți această abundență în cazul în care nu o aveți. Așa, și nu doar. Abundența vine odată cu deschiderea chakrei inimii, pentru că vorbim de verde. Chakra inimii. 10 de monede. Teoretic, abundență. Sunteți satisfăcuți. Dar, pentru această abundență, ori aveți în continuare de colaborat 3, da? Sunt 3 cristale aici, 3 de monede, de colaborat în continuare cu cineva. Sau sunteți, pentru că este un moment și de decizie, trebuie să vedeți dacă colaborați sau așteptați încă 7, da? Vedem, nu știu, sunt mesaje separate. Oh, ho, 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 diavolul, Bella Rosa. Pentru unii s-ar putea să fie un semn de pământ, căsătorit, mai mult sau mai puțin, sau poate voi sunteți căsătoriți, dar eu zic că sunt ei. Și pentru unii, nu pentru toată lumea. Și apare acest diavol, e o tentație. Îi vedeți foarte frumoși, probabil, nu doar că îi vedeți și sunt. O tentație. Și nu doar că sunt ei căsătoriți, dar vă provoacă și căsătoria voastră, a unora dintre voi. Pentru alții, vedem cum mai apar și cărțile în continuare, dar să iau mesajul așa scurt. Diavolul lângă 10 de monede. Puteți să aveți o căsătorie toxică, unii dintre voi. Poate soțul, soția lucrează foarte mult, să zicem. Pentru că 10 de monede simbolizează și casa 10 a carierei. E posibil. Poate există un capricorn și capricornul iar simbolizează practica asta la locul de muncă, practică. Da? Ce mesaje mai primesc? Sau pur și simplu soțul, soția, cineva acasă, dacă am zis 10 de monede, are niște adicții. Există și varianta asta. Vi le dau pe toate ca să vi le alegeți. Pentru că mesajele la nivel colectiv se împart, evident. Trecutul îndepărtat, sau, ai, uite, iar a vrut să se arate. Mai,
Semn de pământ. Unii, poate voi aveți planete în Capricorn, poate toate planetele acestea care sunt Saturn, Pluto, Jupiter, Marte, în Capricorn, apropo, da? Ia, ce frumos mesaj, da? În Capricorn, 10, 2 de 2 ani de zile. Sunteți provocați, vă obosește, vă intoxică toate aceste planete grele. Și Pluto vorbește de transformare și Saturn, acum Jupiter amplifică, Marte destul de agresiv, acum depinde unde vă pică acest Capricorn. La baza acestei cruci, un semn de pământ care s-a arătat deja, sau dacă nu e semn de pământ, un moment în care trebuie să deciți, deci e destul de riscant, dar aveți grijă să nu, sau ați avut, vedem dacă ați avut grijă, să nu picați în această râpă, da? Eventual în această tentație. Ei sau voi. Fiecare își alege poziția în care poate să fie, să citesc în oglindă. Apropo de oglindă, da? Apropo de oglindă. Să citesc despre ei. Și să vă apară detalii despre ei în această etalare. Ia uite, iar s-a arătat. Aici sunteți voi. Asul de manuscrise. Contract. Vă doriți adevărul. Eventual, ori într-o căsătorie, iar am vorbit despre căsătorie de inel, da? Două chei, două inimi. Sau poate vă plac atât de mult încât v-ați dori o căsătorie cu ei. Chiar dacă voi sunteți căsătoriți sau ei sunt căsătoriți, vă gândiți ce frumos ar fi fost dacă eram noi doi împreună. Ceva de genul ăsta. Sau pur și simplu, în ultima vreme, vă gândiți, există și varianta aceasta și mi se pare iar mult mai bună. Dacă aveți a face cu o tentație sau cu o situație toxică, vă doriți să tăiați. Să tăiați acest contract, să vă separați cheile, să rupeți inelul. Există și varianta aceasta. Poate faceți, începe să faceți afirmații de eliberare, vreau să zic. Viitor, ah, ce frumos! Taur, balanță. Poate aveți planeta acolo, poate aveți de-a face cu... Taur, Fecioară, Capricorn, așa. Dar aici apare Taur, că e Venus. Balanță. 3. E Martie. Poate să fie Pești, poate să fie Berbec, dar poate să fie orice altă zodie. Gaia, Împărăteasa. 10 de monede. 10 de monede și Împărăteasa. Teoretic, dacă n-ați fi blurați de acest diavol, ar trebui să vă fie bine, pentru că există 2 de monede, da, un moment de decizie, poate un pic de risc, dar aveți acest as de manuscrise, aici sunteți voi, care aveți mintea clară, într-o direcție care vă aduce abundență sau în căsătoria voastră, aveți o creștere. Evident că poate să fie și în afaceri dacă faceți și totuși există un diavol aici. Acum, cum se manifestă Bella Rosa? Adică nu e doar diavolul, are și o variantă frumoasă. Da? Poate e un capricorn, pur și simplu. Hai să nu punem toată toxicitatea pe seama capricornilor, că săracii nu sunt toți așa. Minciunele. Viitor apropiat. Asta este Mercur retrograd, cel puțin până la jumătate. Ce drăguț mesaj, da? Viitor apropiat, să zic, două săptămâni, o săptămână până iese Mercur din retrogradare și din perioada de umbră. Și apoi, spre sfârșitul lui martie, încep lucrurile să se îmbunătățească. Gaia, Împărăteasa, creștere, abundență, bucurie, pace, frumusețe. Și totuși acum, în perioada aceasta, băteți la ușă închise. Dacă aveți ceva, un proiect, că tot aveți asul de spade, un proiect, ceva de comunicat, că am vorbit de comunicare, niște situații, da? Descris, de trimis scrisori, e-mail-uri, nu primiți răspunsurile sau, dacă sunteți voi, nu puteți să le răspundeți. Trebuie să vă închideți, că puteți să fiți și voi, din niște motive. Să vă reașezați, să zic, gândurile. Sunteți în transformare. Da? Interesant. Un mesaj.
Diavolul adesea este reprezentat de pan. Aici văd un pan. Aici văd un pan. Aveți grijă să nu vă autosabotați într-o situație toxică, să nu vă mințiți, să vă faceți iluzii. Aveți grijă, analizați bine. Sfatul. Ah, ce frumos, poetul, regele de spade, sunteți voi. Meditați, analizați, alegeți cuvintele cu grijă, cum am zis mai devreme, cu grijă, cu eleganță, nu dori. Că nu toate semnele de aer trebuie să fie dure. Nu. Fiți special în felul în care comunicați și comunicați adevărul. Dar ce face poetul? Într-adevăr, comunică mesaje importante într-o formă, cum a zis mai devreme, artistică. Într-o formă elegantă. Scrie. Poate unii dintre voi din acest motiv vă puteți închide într-un spațiu ca să scrieți, deși văd că scrierile sunt în fața porții. Oricum, sfatul este să fiți înțelepți că asta este regele de manuscrise. Și poetul la fel. Nu este un nebun, este un înțelept. Este o persoană care a acumulat cunoaștere și acum o împărtășește. Am zis cu eleganță, cu noblețe. Exterior. Poate să. Pentru cei care nu sunteți vărsători, dar aveți planete în vărsător, poate din cauza că aveți planete în vărsător, atrageți pe cineva în semn de aer. Există și varianta asta. Poate să fie gemeni, poate să fie balanță, da? Sau tot așa cineva care are marcaj pe vărsător, gemeni sau balanță și se fac trigoane și vă atrageți într-un fel. Așa. Ia uite, iar semn de aer, valetul de manuscrise. Dar este forța exterioară. Am zis altcineva cu planete în semn de aer, care face trigoane într-un fel sau altul sau conjuncție cu voi. Care vine dintr-o călătorie, vrea să comunice. Și poate voi în această poziție sau cine o fi, în poziția sfatului, nu vorbiți foarte mult. Pentru că regele de manuscrise nu vorbește foarte mult. Posibil cineva vă urmărește la drum. Sau pe Facebook. Posibil influența exterioară să fie un pic imatură dintr-un punct de vedere. Adică, să n-aibă atâta experiență și în comunicare și în viață, cum aveți unii dintre voi. Am zis, am luat aceste de cărți ca să mai citesc altfel cărțile, să nu le asociez cu cele clasice. Ah. Patru de oglinzi, de ce vă este teamă? De lacrimi, de regrete. Că nu vă puteți privi în noua oglindă pentru că stați să le priviți pe celelalte trei. Adică e foarte asemănător și am și văzut că n-am amestecat nu știu ce set de cărți. Nu puteți primi noi oferte, noi bucurii pentru că vedeți triourile sau neapărat triourile, că poate nu ați experimentat toți triourii. Vedeți cupele goale din trecut. Poate este și un semn de apă care plânge. Poate voi aveți planete în semnul peștilor și asta vă face mai temători, mai triști. Poate aveți o depresie, există și varianta asta și vă întristează faptul că. Eu zic poate, dar este posibil pentru unii, pentru alții, v-am zis, depinde ce planete aveți, în ce generație sunt. Deci nu se poate o etalare colectivă chiar să se plieze pe un grup foarte mare. Vedem, ne adaptăm, de-aia dau și mai multe variante. Nu vreau să creez un scenariu fix. Patru de cupe. Mai. Ce vă doriți puterea?
Pentru unii poate să fie cineva în noiembrie, că avem numărul 11. Puterea ca să rezistați, să vă continuați călătoria spirituală, pentru că Papa Legba este foarte spiritual, să știți la ce să renunțați, ce să transformați în viața voastră și să vă apropiați de acest cuplu de lumină, da? De sufletul vostru pereche, de flacăra voastră geamănă, final. 3 de monede sau 3 de pietre. Colaborare. Am zis la un moment dat, colaborare posibilă. Colaborare la locul de muncă, munciți. Sau pentru unii există și varianta unui trio. Pentru unii, nu pentru toți, dragii mei. Evident că poate să fie un semn de pământ care își dorește să colaboreze cu voi. 3 înseamnă și comunicare, o comunicare practică. Dar există un foc, există pasiune. În acest 3 de monede sunt multe variante. V-am zis, unii v-ați dori o căsuță cu cineva. Posibil semn de pământ. Posibil. Sau cu planete. Acolo. V-ați dori o căsuță. Chiar dacă voi sunteți într-o altă căsuță. Oh, regina, ah, ce frumos! Regina de monede. Am zis, a apărut artistul. Ah, încercați să manifestați viața pe care vă doriți. Și pentru asta trebuie să munciți. Ce frumos! Și să fiți creativi, ca să înseamnă împărăteasa, să fiți creativi, să ieșiți în acest mercur retrograd și să manifestați creativitate, să faceți artă. Sau dacă nu, pur și simplu scrieți. Scrieți ceea ce vă doriți. Cum vă doriți o viață frumoasă? Cum o vedeți? Că dacă nu vizualizați, nu degeaba a apărut vizionarul, da? Da? Nu degeaba aveți aici. Fii în prezent, lucrează, meditează, manifestă, creează, lucrează. Și visează la viitor. Ce frumos! În continuare, 5 de oglinzi, o persoană care se vindecă. Poate unii dintre voi, dacă ați fost într-un trio cu un semn de pământ, trebuie să vă vindecați ori voi, ori ei. La capătul setului de cărți, 6 de oglinzi. O relație foarte emoțională, telepatică, profundă, cu regele de cupe. Sau din tinerețe, pentru unii pe care vreți să o încheiați. E lumea, vreți să o încheiați. Pentru alții, dimpotrivă, este acea... Că asta înseamnă regele de oglinzi sau regele de cupe, chiar dacă nu e semn de apă sau chiar dacă e semn de apă și se poartă aiurea. Dar regele de cupe reprezintă o dragoste adevărată și v-a apărut această dragoste adevărată. Există cineva, există o relație... Și de-aia nu-mi place mie să dau zodiile, dar vi le dau totuși. Există o relație. Există o persoană pe care o simțiți foarte profund emoțional. Da? Și care vă schimbă. Vă schimbă lumea. Ia uite ce frumos. Vă schimbă lumea. Simțiți că puteți începe un nou capitol în viața voastră alături de ei. Simțiți că puteți lupta și că sunteți apărați. Cam aceasta ar fi etalarea pentru dragii mei vărsători. Sunt curioasă cine rezonează, cum rezonează și... Da, puneți-mă la actualitate cu evenimentele și situațiile din viața voastră. Dacă vreți, evident, dacă vreți. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!